Vă spun cu drag, bun venit și în seara aceasta la emisiunea Vieți schimbate, dragi prieteni, mai ales că în această ediție celebrăm cea de-a 100-a ocazie în care ne vedem în emisiuni în premieră. Așa că avem motive de bucurie că timp de 2 ani de zile, mai bine de 2 ani de zile, am fost împreună în fiecare vineri seara și am putut să ne bucurăm de cuvântul Evangheliei într-o manieră, zic eu, mai deosebită, încercând să evit limbajul de lemn confesional, atât cât mi-a reușit. Și încercând să aduc acest cuvânt înaintea dumneavoastră, astfel încât să vă ajute, să vă motiveze și să vă dea speranță și putere pentru viitor. Îmi pare foarte bine că în toate aceste 100 de ocazii am primit feedback-urile dumneavoastră, unele pline de apreciere, altele pline de critici, așa este când faci ceva, nu există să nu greșești, plus că nu există să nu ai greșeli sau să nu ai uh, anumite minusuri atunci când faci un lucru. Cei care nu greșesc niciodată sunt cei care nu fac nimic. Așa că dacă vreți să fiți desăvârșiți, nu faceți nimic și o să fie totul bine. Dar iată-ne, ajunși la această... Ocazie specială în care putem să ne bucurăm de această călătorie împreună, care a durat mai bine de 2 ani de zile. Am plecat undeva din perioada pandemiei și am ajuns acum uh, ca să notăm în agendele noastre cea de 100-a ediție în premieră. Aș dori ca, înainte de a deschide Cuvântul lui Dumnezeu, să vă mulțumesc în primul rând, dumneavoastră, celor care urmăriți această emisiune și acela care sunteți aproape de mine și aproape de A7TV, acela care apreciați programele noastre. Fără dumneavoastră, ceea ce facem noi aici ar fi cu totul și cu totul inutil. Nu în ultimul rând, aș dori să mulțumesc echipei A7TV care. M-a sprijinit și m-a ajutat foarte mult în perioada aceasta, atât prin implicare, cât și prin profesionalism. Le mulțumesc tuturor colegilor, atât cameraman, cât și celor din regie, care sunt alături de noi și care ne ajută să ajungem la dumneavoastră cu mesajul nostru, cu emisiunile noastre. Nu în ultimul rând aș vrea să-i mulțumesc și editorului meu Cătălin Boț Care nu se vede pe sticlă Pare poate acolo la sfârșitul emisiunii ca editor Însă face un lucru extraordinar El editează emisiunile și ajută ca aceste emisiuni să vină în fața dumneavoastră E o întreagă echipă care lucrează pentru transmiterea mesajului Evangheliei și doresc să le mulțumesc pe această cale în seara aceasta deosebită. Cu siguranță avem motive de mulțumire, avem motive de bucurie, avem motive prin care să fim plini de speranță atunci când suntem împreună în aceste seri. Doresc ca. În această ocazie se intitulez uh, ediția aceasta Vieți schimbate și neschimbate. Pentru că după tot acest șir de predici, mă gândesc că unii dintre noi ne-am schimbat, iar alții nu ne-am schimbat deloc. Așa este întotdeauna când vii în contact cu o informație sau cu Evanghelia, cu ceva nou. Unii aleg să se schimbe, trăiesc o adevărată revelație, iar alții aleg să rămână la fel, ba din potrivă să fie din ce în ce mai răi. Lucrul acesta este dovedit mai ales de Domnul Iisus Hristos, care a venit în lumea noastră, a predicat Evanghelia, el care era fără de păcat, era desăvârșit în tot ceea ce făcea și care acție la ceea ce spunea el, la mesajul lui, oamenii ori se pocăiau, ori se împotriveau și nu doreau să schimbe viețile. De aceea am ales titlul acesta ușor derutanț, dar în același timp și șocant pentru mulți vieți schimbate și neschimbate. Dacă e să vorbim de viețile schimbate, în Sfânta Scriptură găsim mulți oameni care, în acea întâlnire cu Dumnezeu, în teofaniile pe care le-au avut, în contactul cu Evanghelia, și-au schimbat viața. Deși au avut o viață nefericită sau păcătoasă înainte, atunci când s-au întâlnit cu Dumnezeu, viața lor s-a schimbat. Dar este plină Biblia de exemple. Și aș vrea să fac o delimitare între cei care resping Evanghelia și cei care o acceptă doar de formă. Despre ei vreau să vorbesc în momentele imediat următoare. Este o categorie de oameni care acceptă pe Dumnezeu, acceptă cuvântul, dar care nu își schimbă viața. Și aici este elementul cel mai periculos. Mai bine să rămâi un împotrivitor decât să accepti cuvântul de formă și viața ta să nu se schimbe. Și aici nu mă refer la acele mici defecte pe care le avem cu toții și acele căderi pe care le avem inclusiv după ce primim Evanghelia și pe Iisus Hristos în viața noastră. Nu la asta mă refer, ci mă refer la acel moment în care și la acel stil de viață în care tu nu pricepi despre ce este Evanghelia, în care nu înțelegi despre ce este vorba în cuvântul lui Dumnezeu, în care nu înțelegi ce înseamnă cu adevărat credința creștină? Atunci când mă gândesc la această neînțelegere a Evangheliei, îmi fuge mintea la două exemple. Atunci când eram student în conservator, profesorul nostru de fagot, domnul Farcaș, ne povestea despre un moment în care a fost la balul de la Viena. Concert mare acolo, multă lume selectă, și erau câțiva instrumentiști care știau să cânte la instrument și atât. Niet cultură, niet bun simț, maniere și așa mai departe. În momentul în care s-au apropiat de masă, profesorul a început să mănânce și unul dintre ei se uită la el, așa mira și spune, vai domn profesor, n-am știut că sunteți stângaci. Păi de ce mă? Păi mâncați cu cuțitul, folosiți cuțitul cu mâna dreaptă la care profesorul râde și zice Păi mă băiete, să nu mai spui la nimeni lucrul ăsta pentru că faci de râs cultura românească. Tu nu știi că se ține în mâna dreaptă cuțitul atunci când mănânci. A fost prin nu știu câte locuri, a călătorit în nu știu câte turnee și el nu știa că se mănâncă atunci când mănânci la masă, trebuie să folosești mâna dreaptă atunci când folosești cuțitul. Da, și o mai făcea și pe interesant, o spunea că nu știe că profesorul este stângaci. Doi contrabasiști erau uh, ieșiți proaspăt la pensie și au zis, hai să mergem și noi în lojă și să ascultăm concertul ca doi spectatori. Și bineînțeles s-au dus acolo și începe nunta lui Figaro. Și se uită unul la altul, bă, dar nu este asta opera. Păi cum? Asta e o opera. Nu, nu asta este opera. Păi de ce? Păi, începea cu ceva de genul: Vum, 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 vum. A stat o, o viață întreagă în operă, a cântat nunta lui Figaro și nu știa partitura de ansamblu, nu știa melodia, pentru că el și-a văzut doar de partitura lui. Ce vreau să subliniez cu aceste exemple? Că foarte mulți creștini vin la biserică, citesc Biblia, încearcă să trăiască un fel de viață religioasă, dar nu-și dau seama de fapt care este esența creștinismului și despre ce este vorba în creștinism. Vorbim despre vieți schimbate și neschimbate. Dacă ne uităm la viețile schimbate, ne uităm, de exemplu, la Naaman, un om al lui Dumnezeu cu inima aleasă, care înainte nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. A fost un general de oști, a fost un războinic, și când a venit în contact cu Dumnezeul lui Israel, și-a schimbat viața, a fost vindecat. Dacă ne gândim la desfrânatele care apar în Biblie, au avut o viață mizerabilă, o viață păcătoasă, când l-au întâlnit pe Dumnezeu, și-au schimbat viața. Dacă ne gândim la marii oameni care l-au iubit pe Dumnezeu și care s-au sacrificat pentru Dumnezeu, au plecat de la viețile lor obișnuite unii de la pescuit, alții de la îndeletnicirile lor, l-au găsit pe Hristos și au zis, în sfârșit, viața noastră a căpătat un nou sens. Mă gândesc și la Apostolul Pavel, care a fost un împotrivitor, și o să mai vorbim despre el și mai încolo, și care l-a cunoscut pe Isus Hristos și viața lui s-a schimbat în mod dramatic. Și de la acele Fariseisme, în care stătea pur și simplu înrădăcinat, a plecat spre o viață nouă împreună cu Hristos, să ducă Evanghelia până la marginile pământului. O viață total schimbată. Și dacă e să ne gândim la viețile neschimbate, sunt multe, multe exemple de oameni care, deși au venit în contact cu Dumnezeu, cu Evanghelia, viețile lor au rămas exact la fel. Ba, din potrivă, s îndârjit și mai tare, sau au împotrivit și mai tare, au luptat și mai tare împotriva lui Dumnezeu sau au adoptat acea postură de fii ai genei. Știți că Domnul Hristos vorbește în Matei 23, acolo unde este o serie întreagă de vaiuri împotriva fariseilor despre acei fii ai genei. Și aș vrea să citesc pentru că este Prea interesant să rămână nesubliniat aspectul acesta. Atunci când vorbea cu farisei și cu cărturarii despre pocăință și despre fățărnicia lor, le-a spus așa. Atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis. Cărturarii și farisei șed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarci în grele și cu a nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Și spune în versetul 15, asta este ghiulea de tun, Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și uscatul ca să faceți un tovarăș de credință și după ce a ajuns tovarăș de credință faceți din el un fiu al genei de două ori mai rău decât sunteți voi înși vă. Ați observat unde bate Iisus Hristos? Unii nu înțeleg credința și Evanghelia și... Atunci când se botează, adoptă un set de reguli, de dogme, de imperative bisericești la care țin cu dinții. Și după ce s-au botezat, după ce au intrat în biserică sau au fost scriși în registrul bisericii, devin mai răi decât cei care i-au convertit. Pentru că, de fapt, cei care i-au convertit nu i-au adus la Hristos, ci i-au adus la o religie fățarnică. Și spune Hristos, vai de voi fățarnicilor, farisei și cărturari fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și uscatul să faceți un prozelit și faceți din el un fiu al genei, de șapte ori mai rău decât voi. Vieți neschimbate, sau mai bine zis, vieți schimbate în rău, după ce oamenii vin în contact cu Evanghelia. Și te întâlnești cu astfel de oameni, fariseizați, permiteți-mi invenția asta de cuvânt, care încep să-ți dea lecții. Păi stai un pic, când am primit noi credința, nu era de fapt așa, că erau așa, 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 așa. Și încep să-ți înșire nu principiile Evangheliei, ci fariseismele pe care le-au învățat de la alții și la care au mai adăugat și ei alte greutăți și alte probleme. Și ei cred că de fapt s-au pocăit, dar de fapt viețile lor sunt neschimbate sau sunt schimbate în rău și este plin creștinismul de astfel de oameni fariseizați, care înconjură marea și uscatul și care vor să învețe pe alții și de fapt ei n-au înțeles care este esența Evangheliei și a creștinismului. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul. Ca să faceți un tovarăș de credință și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al gene de două ori mai rău decât sunteți voi înși Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ce spune Iisus Hristos. E posibil să citești Biblia, și viața ta să fie neschimbată. E posibil să te rogi în fiecare zi și viața ta să fie neschimbată. E posibil să mergi în fiecare săptămână la biserică și viața ta să fie neschimbată. E posibil să cânți în cor, să fii dirijor, să fii pastor, să fii prezbiter, să fii slujbaș în biserică, să predici și viața ta să fie neschimbată. Da. Este posibil. La cele mai înalte cote, la cele mai înalte niveluri, este posibil ca să ai o viață neschimbată. Cum se manifestă acești oameni religioși care parcă au primit o infuzie de antievanghelie, nu una de evanghelie. Cum arată viețile acelea neschimbate? Am întâlnit un portret și un tablou biblic care ilustrează foarte bine Lucrul acesta și care arată cum sunt acele vieți neschimbate. În Cartea Faptele Apostolilor, o carte care ne vorbește despre Biserica Primară, ne vorbește despre acea dragoste de început, despre acel start al creștinismului, despre acea frăție care a fost însuflețită de Duhul Sfânt și care a fost adesea amendată de acest fariseism al iudeilor. În capitolul 6 și în capitolul 7 întâlnim un contrast maxim între cei care și-au schimbat viața după principiile Evangheliei și care trăiau Evanghelia și cei care aveau vieți neschimbate, care au fost religioși o viață întreagă, care au mers la biserică, la templu, da, pentru că vorbim de iudei, care au stat cu tora în brațe, care știau, recitau psalmi și pasaje întregi din Sfintele Scripturi, dar care erau niște demonizați de fapt. Îl întâlnim pe Ștefan, omul lui Dumnezeu, a cărui viață a fost schimbată și întâlnim pe mai marele preot, pe preoții cei mai de seamă și pe toți ceilalți care erau acolo și care n-au înțeles despre ce este Evanghelia. Spune de la versetul 7 așa, capitolul 6, Cartea Faptele Apostolilor. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Iată rodul lucrării unui om condus de Dumnezeu. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirenienilor și a alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan. Avem deja un tablou foarte cunoscut. Omul Dumnezeu care își făcea lucrarea, care avea rezultate, care muncea pentru ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu, avea acea abilitate de a convinge chiar pe preoți să vină la credință, cei care uneltiseră împotriva lui Isus Hristos, cei care l-au pus pe cruce prin toate și lor și prin toate sforile pe care le-au tras atunci, a avut această abilitate să-i întoarcă la Hristos, să-i câștige pentru Hristos. Și mai era categoria acelor care nu făceau nimic, dar dădeau din gură și făceau politică religioasă. Ăștia sunt foarte mulți. Și care știu să pună în așa fel lucrurile încât cei care fac ceva să pară că sunt vinovați, că luptă împotriva lucrării lui Dumnezeu, că sunt niște impostori și sunt atât de vocali, știu să joace atât de bine teatru, și sunt atât de demagogi, sunt atât de maestri în a-i învinui și întina pe cei care nu au nicio vină și care sunt bine intenționați încât pot să-i ducă chiar la moarte. Ștefan își făcea lucrarea, aducea oameni la Dumnezeu și au venit și fiii diavolului, cei cu viața neschimbată și au început lucrarea lor. Unii din sinagoga anumită a izbăviților, a cirenienilor și a alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan. Este acel mecanism al fariseului care nu are niciun fel de scrupule, și care încearcă să tragă pe cel care își vede de treaba lui, și care își vede de credința lui și de lucrarea lui, în hățișul acesta al vorbelor, al bârfelor, al bălăcăriilor, al minciunilor, al insinuărilor. Este foarte periculos să începi să argumentezi cu oamenii aceștia. Este ca și atunci când te prinzi într-un rug de spini. E suficient să te agăți unul, cu cât te agiți mai tare, cu atâtea te agăți mai tare și nu mai scapi de acolo. Trebuie să fii foarte abil și să te ferești atât de mult astfel încât să nu te agăți în aceste capcane pe care ți le întind oamenii care n-au ce face, oamenii fără scrupule, oamenii fățarnici și oamenii care pur și simplu sabotează lucrarea lui Dumnezeu. Dar ei proiectează în oglindă asupra celor care face ceva exact ceea ce este în sufletul lor. Făcându-l să se simtă vinovat și făcându-i pe ceilalți să peceapă că nu este în regulă, că nu este ok. Certăreții iubesc cearta pentru că nu fac nimic și în urma lor nu lasă absolut nimic. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică, să mai în bărfe și în scornirea de zvonuri. Noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Observați cum vin cu aceste teze rostite cu enfază, rostite cu atâta elocvență. Și cu atâta patos încât zici, bă, oamenii ăștia n-au cum să mintă în halul ăsta. N-au cum să nu spun adevărul, pentru că o zic din inimă. Uite câtă emoție, câtă patimă pun, da, de unde? Sunt diavoli îmbrăcați în piei de oi care spun cu atâta convingere o minciună, de o cred și ei. Chiar am avut o emisiune cu domnul Mircea Einstein, care spunea că sunt oameni care își spun de atâtea ori o minciună, o învață și o trec în sfera emoțională, încât atunci când mint, și ei cred și păcălesc chiar și detectorul de minciuni. Da, Învață atât de bine mecanismul minciunii. Și minciuna o trec în sfera emoțională, și deja nu se mai știe când mint și când spun adevărul. La nivelul acesta de perversitate poate să ne aducă o religie prost înțeleasă. La nivelul acesta se pot coborâ unii. Noi. E certitudine. Asta este limbajul oamenilor manipulatori și care vor să întineze pe ceilalți. Noi am auzit, dar știm, dar toată lumea, majoritatea, toată biserica, când auziți astfel de cuvinte, începe să vă activați niște senzori de alarmă și să vă întrebați dacă nu cumva stați în fața unui manipulator sau unui mincinos. Sau în fața unei conspirații care nu este chiar atât de bine intenționată. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică, noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Deci, cu noi am fost acolo, am văzut, mint cu atâta nonșalanță încât zici, Bă, nu se poate, chiar așa să mintă. Și cu cât uh, sunt mai sus, cu atât sunt mai greu de necrezut, pentru că de. Chiar așa, chiar la nivelul acesta, hm. au întărătat norodul. Sunt maestri în a întărâta norodul, în a-i agita emoțional, pentru că în momentul în care agită norodul, mai stă cineva să se întrebe, bă, oare zic bine ăștia, sunt raționali, hai să cântărim argumentele. Nu, în momentul când gloata devine emoțională și este pornită, de alții împotriva ta nu te mai scapă nici Dumnezeu de acolo au întărătat norodul pe bătrâni și pe cărturari. Au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus în sobor. Au scos niște martori mincinoși care au zis, omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui loc sfânt și împotriva legii. Observați limbajul acesta ambigu, alambicat și nespecific, generalizat. Omul, dar stai, în ce? Cum adică? Hai să vedem care sunt pârele concret. Așa poți să spui la nivel general orice despre oricine. Omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. Pe lângă faptul că erau niște minciuni și niște exagerări, nu este nimic specific. Totul este așa o pastă, ceva foarte cețos. Nu se știe nimic ce este acolo. Care sunt mai precis greșelile acestui om? Dar Oamenii aceștia vor să mențină această stare de ceață, de incertitudine, de nesiguranță, pentru că aici știu să joace cel mai bine. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care le-a dat Moise. Ce prostii! Au luat o afirmație a Domnului Hristos în care spunea, stricați templul acesta și în trei zile voi uh, îl voi ridica, îl voi zidi iarăși, făcând referire la trupul său. N-au priceput ce a spus Isus Hristos, au luat afirmația aceasta și apoi au mai adăugat și ei ceva. Și observați de la ce s-a pornit și unde s-a ajuns. De la declarația Domnului Hristos că El va fi omorât și în trei zile va învia. N-au înțeles-o sau n-au vrut să o înțeleagă. Și au -o interpretat-o greșit și de aici au mai pus și ei. Și a spus că o să ne strice toate obiceiurile pe care le-a dat Moise. Dar n-a zis Hristos niciodată așa ceva. Câți ca ei în bisericile creștine, câți ca ei care stau cu Biblia în mână și care ani de zile tot învață și nu mai ajung la deplina cunoștința adevărului. Tot învață, învață și se duc la biserică și deschid scriptura și predică și fac tot felul de lucruri. Vorbesc despre dragoste, dar în sufletul lor sunt numai intriși, numai ură, numai răutate. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care le-a dat Moise toți cei ce deau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Ce contrast! Demonii religioși cu față umană și omului lui Dumnezeu, măzgălit, ponegrit, împroșcat cu noroi, Denigrat, acuzat pe nedrept de niște oameni care nu mai au niciun fel de scrupule. Dragii mei, nu există în lumea aceasta o deformare mai desăvârșită decât cea făcută de Evanghelia prost înțeleasă de cineva. Repet, nu există o deformare a ființei, a caracterului și a obiceiurilor mai desăvârșită decât aceea a oamenilor care au înțeles greșit Evanghelia și creștinismul. Oamenii ăștia sunt cei mai periculoși pentru că în numele lui Dumnezeu te taie în bucăți, te desfințează. În numele lui Dumnezeu sunt în stare să facă absolut orice. Așa cum Ignațiu de Loyola a fost în stare să îl omoare pe Maurul care a îndrăznit să bajocorească imaginea Fecioarei și să conteste adevărul că după nașterea lui Isus Hristos, Maria a rămas în continuare Fecioară. Și Maurul s-a îndoit de lucrul acesta, el era în pelerinaj la Ierusalim și în momentul acela, după ce a trecut înainte, S-a rugat el lui Dumnezeu în sinea lui și a zis, Doamne, dacă este voia ta să-l omor pe maurul acesta, fă ca măgarul să aleagă pe ce cale să o duc, să o iau spre Ierusalim sau să o iau după el. Și voia lui Dumnezeu s-a făcut prin voia măgarului, care a luat-o după maur și a trebuit să-l omoare. Înțelegeți până la ce nivel ne putem coborâ noi? Și nu-i nu, nu, stați, nu, -i, nu -i acuzați pe frații catolici pentru asta, pentru că și protestanții au mers pe aceeași cale secole la rând și după aceea, astăzi, în zilele noastre, suntem la fel de dispuși să facem aceleași servicii Evangheliei cum au fost dispuși ei. Acum nu mai scoatem sabia, dar ne ascuțim dinții, da? Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan, și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Marele preot a zis: Așa stau lucrurile? Ștefan a răspuns fraților și părinților: Ascultați, și începe să le istorisească frânturi din istoria lor, să le arate. Că au fost momente când părinților, înaintașilor s-au împotrivit voiei lui Dumnezeu și au mers pe o cale greșită, și că nu trebuie să mai facă lucrul ăsta și acum. Și a dus de la patriarhi până la Hristos. Și spune cuvântul că a început de la Avram, a mers la patriarhi. Apoi s-a dus la momentul acela în care Iosif a fost vândut de frații lui, a bătut șaua să priceapă măgarii, dar de unde să priceapă? De unde să priceapă? Dacă omul este setat să nu vrea să vadă ceva sau să nu priceapă ceva, poți să-i argumentezi, să-l toci așa mărunt cu argumente că nu vrea să priceapă. De multe ori am crezut că dacă stai să-ți spui punctul de vedere și să-ți aperi punctul de vedere cu niște oameni care sunt porniți împotriva ta, vei câștiga. Dar am avut N ocazii în care să constat că este muncă inutilă. N-are rost să argumentezi cu oamenii care sunt porniți emoțional împotriva ta. Pentru că ei vor ajunge tot la concluziile lor. Mai bine te apuci de altceva. Mai bine ignori, mai bine treci mai departe, pentru că nu o scoți la capăt niciodată. Le-a spus patriarhii care pismuiau pe Iosif, l-au vândut ca să fie dus în Egipt. Dar Dumnezeu a fost cu el, știți, ideea asta și istoria asta, în care Iosif a devenit, știți, salvatorul lor, i-a salvat de la foame. Pricepeți ceva că adevărul nu e întotdeauna în majoritate, pricepeți ceva că, de fapt, lucrurile s-ar putea să stea altfel și să bătătoriți aceleași căi pe care le-au bătătorit și înaintașii voștri și să nu înțelegeți nimic din Evanghelie și din ceea ce vrea Dumnezeu de la voi. Și a continuat, au continuat. A mers la Moise, la fel. 40 de ani, când apărea un necaz, o nevoie, sau mai bine zis, un moft de al lor în pustie, ei devină Moise, ei devină Dumnezeu. Întotdeauna erau țapii spășitori. Și n-au priceput nici atunci că Moise le dorea binele, că Moise dorea să-i ducă într-o țară în care curge lapte și miere. N-au priceput nimic. Și a mers mai departe, mai departe. Și n-au priceput. Și ajunge la versetul 39 și 38. El este acela, vorbește despre Moise, care în adunarea izraeliților din pustie, cu ungerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvinte vii ca să ni le dea nouă. Părinții noștri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit și în inimile lor s-au întors în Egipt. Cu alte cuvinte, fiți atenți că împotrivirea aceasta, împietrirea aceasta, dorința de neschimbare, nu sunt lucruri noi. Au priceput? No. Și a, a mers, a mers, a mers, a mers până când a ajuns la Isus Hristos. Și până când a ajuns la templu în care credeau mai mult decât în Dumnezeu. Ajunseseră să fac un idol din templu, din altar, din toate acele lucruri care erau acolo, din ritualuri, din dogme, care au devenit mai importante decât oamenii și decât Dumnezeu. Și în cele din urmă, au ajuns atât de înfuriați încât n-au mai avut alt argument decât să ia piatra și să lovească în Ștefan. Și la un moment dat, Ștefan pune punctul pe ei. Versetul 51. Oameni tari la cerbici, adică cu gurmazul țeapănă ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi, vieți neschimbate. A, ah, pozează bine, o, îmbrăcați frumos, se duc la biserică, recită poezii și tot felul de lucruri interesante. Pah. Dar viețile lor sunt total, total neschimbate. După 10, 20, 30, 50 de ani, Aceleași războaie, aceleași argumente, același fel de gândire, aceeași răutate, aceeași împotrivire. De ce? Pentru că oamenii se mint și pentru că oamenii nu vor să se schimbe. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit pe care l-ați vândut și acum l-ați omorât voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o, când au auzit aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Vreau să vă întreb, de cine erau călăuziți în momentul în care scrâșneau din dinți? În niciun caz de Dumnezeu. Și erau oameni religioși, oameni duși la templu, oameni care citeau Scriptura, oameni care erau moraliști cu ceilalți și știau cât pași să facă, știau cum să păzească sabatul, știau toate regulile, știau tot. Dar când e vorba de bunătate, de dragoste, să te mănânce în dinți. Și când n-au mai putut, Ștefan le-a spus, Ștefan, fiți atenți, plin de Duhul Sfânt și a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, iată-vă cerurile deschise și pe fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și atunci când a rostit această judecată, fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu, este o acțiune de judecată a lui Dumnezeu. Dumnezeu se ridică să facă ceva, era momentul în care Dumnezeu și-a îndreptat privirea de la acest popor împotrivitor spre neamuri. Momentul în care profeția din Daniel s-a împlinit. Momentul în care Ștefan ne spune cu alte cuvinte, dacă voi nu primiți Evanghelia, o să o primească neamurile și atât le-a trebuit. Fiți atenți reacție la oamenii religioși, nu la cei care nu cred în Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și-au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. Cred că dacă ar fi consultat un psihiatru, le-ar fi dat un diagnostic. Dacă ar fi consultat un duhovnic, le-ar fi spus că sunt demonizați. Dar în fine, nebuni, demonizați sau nebun demonizați sau demonizați nebuni, ce mai contează? Ideea este că produsul acestei Evanghelii stricate sau greșit înțelese este unul monstruos. Și nu este nimic mai tragic și mai dramatic decât să vezi oameni care s-au sclerozat cu adevărul, oameni care s-au demonizat învățând adevărul, oameni care au luptat ca să afle adevărul. Nu e nimic nou sub soare. Pentru că istoria creștinismului este pătată de sânge de către oamenii care au luptat pentru adevăr să apere adevărul, adevărul lor, care se schimba în funcție de opțiunile politice, în funcție de împărat, în funcție de sforile care se trăgeau la curte sau în sinoadele episcopilor. Toți apărau adevărul, toți doreau ca să aibă doctrina corectă așa cum se întâmplă și astăzi. Însă toate acestea nu au fost decât niște apanaje de manipulare și de a ține pe oameni într-o sclavie, să lupte unii împotriva altora ca să apere adevărul. Și ei au vrut să apere adevărul. Și atât de înfocați au fost încât au început să scrâșnească de dinți, să-și astupe urechile, să urle ca niște nebuni. L-au târât afară din cetate, și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și-au aruncat cu pietre în Ștefan care se ruga și zicea Doamne Iisus se primește Duhul meu. Un tablou tragic în care vezi vieți schimbate în persoana lui Ștefan și vieți neschimbate. Din păcate mai mult neschimbate decât schimbate. Vestea bună este că în astfel de momente Dumnezeu poate naște adevărați campioni pentru Evanghelie. În momentul în care a văzut curăția de suflet, noblețea și bunătatea acestui om și dreptatea lui, Saul a rămas impresionat. N-a luat decizia atunci ca să-L urmeze pe Hristos, pe Dumnezeu însă acea impresie a rămas în inima lui. Și chiar dacă după aceea s-a dus la marele preot să mai primească niște recomandări, niște acuzații împotriva creștinilor, niște împuterniciri, să mai lege pe câțiva, să mai arunce în temniță, să mai omoare pe câțiva, totuși impresia aceasta a rămas în mintea și în inima lui. Și pe drumul Damascului, Sfântul Apostol Pavel, s-a întâlnit cu Isus Hristos pe care îl prigonea. Dacă ești sincer, chiar dacă ești împotrivitor, atunci când te întâlnești cu adevărat cu Isus Hristos, nu mai poți să rămâi același. Dacă rămâi același, înseamnă că nu ai înțeles nici Evanghelia și nu l-ai înțeles nici pe Hristos. S-a întâlnit cu El și a zis, cine ești tu, Doamne? Pentru că eu fac lucrurile după cea mai strâmtă și habotnică lege a fariseilor. Eu lupt ca să fiu desăvârșit, eu lupt pentru adevăr, eu lupt ca să păstrez credința strămoșească. Cine ești tu, Doamne? Să fii oare de 10, 20, 30, 50 de ani în credință și să nu știi cine este, cine este Hristos? Da este posibil. E posibil să fii și sus în funcție și să nu știi cine este Hristos. Spune cuvântul în capitolul 9, Cartea Faptele Apostolilor, momentul în care se întâlnește cu Isus Hristos, Pavel pune această întrebare. Cine ești tu, Doamne? Și Domnul a zis, eu sunt Isus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Și în momentul în care și-a dat seama că luptă împotriva lui Dumnezeu, în momentul în care și-a dat seama că, de fapt, a mers prea departe în împotrivire, tremurând și plin de frică, s-au -a întrebat, Doamne, ce vrei să fac? De fapt, aceasta este întrebarea pe care o pun oamenii care vor să-și schimbe viețile. Doamne, ce nu... Ce vrei să învăți? Ce vrei să le spună altora? Ce vrei să le demonstrezi altora? Nu! Doamne, ce vrei să fac? Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Ce vrei să fac, Doamne? Și Dumnezeu zice, intră în cetate, ți se va spune ce trebuie să faci. Și în acel moment, viața lui s-a schimbat în mod radical. Și a început să-i convingă pe cei și să-i învingă cu argumentele lor pe cei care erau așa cum fusese el o și făcea de rușine pe iudei, spune cuvântul lui Dumnezeu. În a început să propovăduiască în sinagogi, versetul 20, că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Atunci când ai acea întâlnire cu Dumnezeu, viața ta se schimbă în dată. Și aici nu mă refer că vei deveni desăvârșit deodată. Nu, direcția vieții tale se va schimba deodată. Dacă până atunci era orientată să lupte împotriva vieților altora, să critique, să dărâme, să lupte împotriva celor care vor să facă ceva, de azi înainte începi să construiești, începi să iubești și începi să faci ceva, nu să strici ceea ce fac alții. Observați că de greșit este orientată viața multora ei sunt setați să vadă doar ce fac alții, să critique pe alții, să găsească țapii spășitori, să găsească vinovați pentru ceea ce se întâmplă sau nu se întâmplă în societate sau în biserică. Dar când te uiți la viețile lor, oamenii ăștia nu fac nimic. Și în data a început să propovădească în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Și spune versetul 22, Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Isus este Hristos. Și ghiciți ce s-a întâmplat. La scurt timp după aceea, iudeii au vrut să-L omoare. Concluzia oamenilor fără minte, a oamenilor împietriți, a oamenilor care nu vor să se schimbe, că nu mai au argumente, Pietro tată. Când nu mai pot să-ți dovedesc în cuvinte, trebuie să dispar din fața mea, Asta este argumentul oamenilor mediocri și oamenilor lipsiți de inteligență și oamenilor capsați în răutate. Când nu mai au argumente, forța. Iată-ne, dragii mei, puși în fața unei decizii. După tot acest șir de întâlniri în care am fost împreună în o sută de ocazii, E timpul să te gândești pentru tine dacă viața ta s-a schimbat sau nu. Dacă viața ta este una rodnică sau una combatantă împotriva acelor care vor să facă ceva. Dacă viața ta este una schimbată sau neschimbată. Sunt niște întrebări pe care fiecare dintre noi trebuie să ni le punem lăsând la o parte toate luptele și toate răzmerițele și toate disputele care nu duc decât la certuri, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, întreabă-te ce produce viața ta? Care este rodul tău? Care este orientarea ta? Care este lupta vieții tale? Ce vrei să realizezi cu adevărat în viața ta? Pentru ce trăiești cu adevărat? Dacă te duci doar la biserică să ai și tu o funcție, să spună fratele prezbiter, fratele pastor sau fratele episcop sau ce-ți-o mai spune acolo, înseamnă că n-ai înțeles nimic din ceea ce înseamnă Evanghelie. Dacă viața ta însă se schimbă pentru binele altora, și încerci să clădești, să construiești, să aduci zâmbet, să aduci speranță, să aduci optimism, să aduci acel dinamism în viața oamenilor. Acolo unde toți sunt încruntați, să aduci pace, fericire și entuziasm. Înseamnă că ai început să înțelegi câte ceva din ceea ce înseamnă Evanghelia. Pe măsură ce citesc mai mult în Evanghelii, îmi dau seama cât de mult ne-am depărtat de modelul cristic, care este atât de simplu, care este atât de clar, care este atât de eficient. Ne-am îngropat în dogme, ne-am îngropat în certuri, ne-am îngropat într-un moralism din ăsta în care știm ce trebuie să le spunem să facă oamenilor, ne-am îngropat în tot felul de lupte și în tot felul de ritualuri fără rost. Dar nu asta este creștinismul. Dacă vreți să înțelegeți cu adevărat ce este creștinismul, lăsați la o parte ce v-au învățat alții, în măsură în care se poate. Pentru că am fost îmbibați cu ceea ce ne-au spus alții. Și luați Evangheliile și începeți să citiți și să dați la o parte ochelarii prejudecăților și o să vedeți cât de departe suntem de ceea ce a vrut Hristos să fim. Vieți schimbate înseamnă vieți exuberante, vieți pline de fericire. Ați văzut vreun apostol întristat și depresiv, încruntat, supărat? L-ați văzut pe Hristos fiind un moralist care doar îi cicălește pe oameni și îi cioplește și le spune cât sunt de păcătoși și cât sunt de răi și cât sunt de plini vină. Asta facem noi. Însă, dacă te uiți cu adevărat la Hristos, îți dai seama că vieți schimbate înseamnă să iubești, înseamnă să fii pozitiv, înseamnă să construiești, înseamnă să ai o lucrare măreață la care să lucrezi, înseamnă să nu te preocupi de viețile altora, ci să fii preocupat să-i ajuți pe alții să reușească. Vieți schimbate înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele. Vieți neschimbate înseamnă încruntare, înseamnă răutate, înseamnă acea încrâncenare, acea nefericire existențială care duce aproape până la demonic. Înseamnă acea nefericire și acel neastâmpăr de a căuta tot timpul ce fac ceilalți și de a-ți acri viața și existența. Poți să alegi. Vieți schimbate sau vieți neschimbate? Îmi doresc ca pe viitor să alegi să-l urmezi pe Dumnezeu și viața ta să fie una fericită, una împlinită. Lasă la o parte ceea ce ți-au spus alții. Lasă la o parte moralismul acesta ieftin și acuzațiile ca să dovedești că tu ești mai bun. Lasă în pace lucrurile acestea. Primește-l pe Isus în inima ta. Și trăiește acea explozie a bucuriei pe care au trăit-o toți păcătoșii care s-au întâlnit cu Isus Hristos și care au gustat din darul acesta dulce al harului și al mântuirii. Asta poți să faci. Poți să ai parte de o viață schimbată, poți să ai parte de fericire, poți să ai parte de speranță, poți să ai parte de acele momente de înălțare sufletească pe care nu poți să le descrii. Dar poți să le trăiești. Ceea ce îmi doresc pentru mine și pentru tine este să trăim această bucurie a mântuirii și viața noastră să fie schimbată de Evanghelie și harul lui Dumnezeu să aducă ce este mai bun în viețile noastre, atât cât va bate inima aceasta în noi. Poți să treci în tabăra vieților schimbate sau acelora neschimbate. Poți să fii fericit sau să fii un frustrat pentru totdeauna. Și toate acestea stau în alegerea ta. Da.